PNL Hunedoara se pregătește de alegeri interne. Florin Roman, președintele interimar, a anunțat ieri că va candida la șefia organizației și deputatul Lucian Heiuș ia în calcul această posibilitate dacă va avea în continuare susținerea primarilor liberali. Vreau să fie foarte clar că noi, chiar dacă vom fi competitori, suntem amândoi liberali care vrem binele partidului. Pentru mine, a candida la Hunedoara, să știți că nu e chiar simplu. Pentru că astăzi am fugit de la conferință de presă la Alba la dumneavoastră, după masa în ședință de birou municipal, mâine am întâlnire cu primarii, poi mâine am întâlnire cu alte organizații. Să știți că nu e deloc ușor. Ceea ce îmi doresc eu, îmi doresc ca această organizație, așa cum am spus încă de la început, să devină stabilă și să nu fie în mâna unor grupuri de interes. Știți că a existat o petiție a primarilor, a consilierilor județeni și a parte din președinții de organizații care au cerut schimbarea conducerii interimare de la momentul respectiv și au mers cu un proiect la conducerea partidului ca eu să candidez ca și deputat și ca să preiau conducerea partidului. Jumate s-a realizat. Astăzi stau în fața dumneavoastră ca deputat. Mie mi se pare normal și corect ca cei care au propus acel proiect să decide și astăzi dacă mai este valabil sau nu. Iar dacă acei oameni care au semnat acea petiție sunt dispuși să meargă mai departe pe proiectul stabilit, da, vor candida. Lucian Heiuș a mai precizat că dacă va candida și va câștiga alegerile, își va exprima opțiunea și de a intra în luptă pentru președinția Consiliului Județean, principala țintă în 2020 pentru PNL Hunedoara. Luni, la București, se întrunește Comitetul Național Executiv al PNL, iar cu această ocazie se vor face unele schimbări în statutul partidului și se va stabili și un calendar pentru alegeri. Acestea se vor face de jos în sus. Deci luni nu se va stabili doar calendarul, ci și o comisie de 9 persoane care va prelua modificările la statut, o comisie de 9 persoane pentru convenție și așa mai departe. Cel mai probabil, alegerile pentru conducerea centrală a Partidului Național Liberal se vor face cel mai devreme în mai și cel mai târziu în luna iunie. Până atunci însă vor avea loc alegeri și în organizațiile locale și județene.